Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. După cum vedeți, dragi prieteni, astăzi vom juca un nou joc dintr-o nouă serie. Jocul se numește Lego Ninjago Tormenta. Sunt mai multe tipuri de Lego Ninjago Tormenta, dar, dragi prieteni, poate credeți că îl joc în momentul de față. Nu e adevărat, l-am jucat acum 3 ani. Și am postat pe un canal, dar nu era practic canalul meu, era canalul unui fost prieten de-al meu. Dar eram, țin bine minte că eram foarte pasionat de jocurile astea în legătură cu Lego Ninjago atunci, că eram mai mic, logic. Toți suntem pasionați câte mici, după cum știți și voi, dragi prieteni. M-am gândit să-l pun pe acest canal pentru că este un joc destul de popular, Lego Ninjago, dar însă în anul acesta, în 2020-2021, nu mai se caută jocul acesta. E altfel de tip de joc Lego Ninjago și nu mai știu cum se numește, dar o să facem serie și cu acel joc, dacă e nevoie. După cum vedeți, dragi prieteni, aici Lloyd se antrenează. Ce știu că din acest desen animat, că țin bine minte că era un desen animat care se vizita pe Cartoon Network. Erau niște luptători ninja și trebuia să se bată cu răul, din câte îmi readuc eu aminte. Acum, 2 ani, cred că de 2 ani mai m-am uitat la desenele acestea cu Lego Ninjago, dar jocurile chiar m-au pasionat. Deci pot să spun cu mâna pe inimă că jocurile astea chiar au avut rostul lor. Și dragi prieteni, dacă vreți să mai continuăm această serie din Lego Ninjago Tormenta, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, un share, să vă abonați pe cei voștri. Îmi scrieți în comentarii dacă vreți să mai continuăm această serie din Lego Ninjago Tormenta. Și dragi prieteni, să strângem cât mai repede 30 de abonați și noi vom posta de luni până vineri între orele 18-19. Nu știu ce mai așteptăm, dar până să așteptăm, vom termina acest antrenament. Vom vedea acest antrenament. Canalul pe care l-am difuzat nu a mers, că am postat doar 2 videoclipuri acesta și cu încă un videoclip din legătură cu Lego Ninjago. Dar nu contează, contează că l-am repostat, practic, pe acest canal. Și, dragi prieteni, dacă vreți să mai continuăm această serie, scrieți în comentarii. Acum începe meciul cel mare. Acea joc pentru prima, a treia sau a patra oară, nu știam ce, neapărat ce trebuia să fac, dar știu că luptam foarte bine, deci atâta, fraților, că pot să vă garantez că știam să joc foarte bine pe vremea aia. Îmi pare rău că în momentul de față nu mai se joacă jocul acesta, trebuie să-l cumpăr, din câte știu, dar nicio problemă, fraților, pe viitor o să facem în momentul de față jocul acesta din trecut, care a fost un joc foarte fain. Am luptat cu Lloyd, după cum vedeți. Nu prea mai știu eu bine personajele din acest desen animal Lego Ninjago, dar știu pe Lloyd, pe Kai, pe Jay, pe Cole și pe Zane. Și parcă atât. Ba nu, din câte îmi aduc aminte, acesta a fost sezonul 4 din Ninjago. Sau sezonul 3, sezonul 3 sau sezonul 4, unul dintre ele. În legătură cu Chen, îl chema pe ăla. Din câte îmi aduc eu aminte. Și aici trebuia să îl salveze pe Zane, că s-a luptat cu unul, nu mai știu cum îl chema, dar știu că l-am învins în episodul sezonul 2, dar practic ăsta descrema, nu știu ce a făcut, dar ei spuneau că a decedat, să sună mai frumos. Și aici în sezonul 3 l-au găsit. Și acum practic de-aia a fost jocul ăsta mai mult creat, pentru că aici e o arenă, după cum bine știți. Și e o arenă de luptă, după cum vedeți. Și noi jucăm cu Lloyd pentru că mi se pare că Lloyd este un jucător foarte bun, nu degeaba l-au denumit oamenii acestea ca ar fi ninja verde, cum s-ar spune. Se pare că avem primul adversar puternic. S-a transformat în 4 umbre, după cum vedeți. Nu știu ce putere are, dar după cum văd în legătură că poate să se facă o umbră, gata. Da, aici chiar să lupt. Nu știu dacă mai pune acum să mai știu cum jucăm aici. Acum numai cu 3 ani. Sau cu 2 mai aduc aminte, dar nu știu că eram foarte pasionat de jocul acesta.
Dar lupt destul de bine, recunoașteți. Recunoașteți voi, scrieți în comentarii dacă lupt destul de bine. Luptam destul de bine, că vorbim în trecut. Șerp. Nu mai știu ce rasă de șerpi erau ăștia. Boom! Super puterea! Mamă, dar chiar... Deci câți adversari veneau pe mine și doar și puteți să-mi dau abia la început. Deci gândiți-vă că suntem la început. Ia, bine ăștia... Scrabilul, ce parcă-l chema pe ăla? Sau slujitor? Cum vă sună vouă mai bine, dragi prieteni? După cum vedeți culoarea asta de verde care este al lui și am avut full la spinzii cu parcă se numea. Încă un adversar. Ăsta știu că se făcea invizibil. Acest luptător. După cum vedeți. Dar voi joc atât de bine. Atunci mi-a luat două vieți. Dar nu contează, contează că îl distrug. Nu știu, băi, atunci să folosesc cruzițul, dar eram obsedat de cruzițul. De această tornadă, că l-am vârtit zici că e tornadă. Hai că mi-am refăcut inima. Dar vin în continuu, nu se opresc. Cel mai puternic de aici ar fi ăsta cu topor. Simplu ca bună ziua. A, trapele. Da. Atunci eram curios ce se întâmplă dacă aterizez pe trapă, după cum vedeți. Și am ieșit pe acea ușă. Ce mai gândire aveam și eu. S-a distrus acel sac. M-am dus eu către chestia aia. Dar elea te omoară, din câte vedeți. Mi-am refăcut viața aici, după cum vedeți, încă... Da, mi-am refăcut-o complet. Trebuia să-i dau un pumn și după aia să-l arunc. Dar e bine și așa. Dar ce bine jucam pe vremea aia. Dacă mai spune să joc, nu știu dacă mai știu să joc chiar așa de bine, dar... Ce contează? Contează că... Știu să luptăm. Nu știu ce putere avea tipul ăsta. Și-a folosit capul, cumva. Cred că citește minți acest tip. Mamă, dar ce bine jucam cu lui. Mamă, dar rugă. Mamă, ce s-a folosit? Electroșocuri? De la... Nu l-a sărit. Electroșocuri sunt elea. Da, și pe timp, după cum am văzut... După cum am văzut cu seria cu Among Us, a fost destul de vizionat și m-am gândit ca nu mâine și poi mâine să postez a treia parte din Among Us. Și luni, dragi prieteni, va urma ceva fain. Deci o serie cu toată săptămâna, deci toată săptămâna o să avem dintr-un joc. Că jocul este pe capitole, dragi prieteni. Și după aia, peste încă o săptămână, vom posta iară ceva epic. Încă un joc foarte popular ca Among Us. Bine, decât popular ca Among Us, nu cred că este, dar aproape. Ajunge la nivelul Among Us-ului. Să vedem dacă vreți să continuăm și acele serii. Nu este chiar epic, după cum aproape epic, la fel cum a fost și la Among Us. Și, dragi prieteni, peste o lună, vă așteaptă iarăși ceva fain, nu o să vă spun, o să fiu surpriză. După cum vedeți și știți, v-am promis că o să jucăm GTA, dar mai multe nu vă spun. Peste o lună aproximativ, cred că o să facem o serie din GTA, dar nu vă promit
din ce zi. Dar ce vă promit, peste o lună. Adică asta ar fi prin jumătatea lui decembrie. Haideți, dragi prieteni, să privim cum lupt eu de bine cu Lloyd. Deci n-aveam nicio șansă, tipii ăștia. Ma. Deci cu dragonul ăla de gheață chiar a fost problema. Aici eu trebuie să fug și pe trebuie să lovesc. Bum! 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 Gata. Bine gândit aici. Dar trebuie să gândesc mai înainte. Bravo! Mi-am readus aminte cum se numea, cum vorbeau ăștia care sunt ninja, când făceau tornada asta. Ziceau parcă Ninjago sau ceva de genul. Ăștia sunt roboți. I-am distrus. Ăsta e mai puternic, văd. A, are și sabia, are și scuț în seapele. Inteligent. A rămas ăla. Care văd că nu a făcut nimic. Ăsta ce super putere mă avea? Vedem acum. Văzuresc fum. Cred că controlează fumul. Ceva de genul. Bun. Încă puțin și l-am distrus și pe acest tip. Gata. Ușor, fratele, ușor. E greu cu Lloyd. Pum. Ha. Să vină cât mai mulți. Dar pe vremea aia chiar s-iar să zic. Dar chiar, fratele, știam să zic. Boom. Și gata. Am făcut 60.000. Și 150. 60.800. 961.000. Nu mai am cuvinte, dragi prieteni. Ce bine știam să joc. Deci priviți cât vin și cât mai rămân. Nimic. Deci nimic. Vine avionul ăla de luptă. Cred că aruncă cu bombe. Da, cu rachete de alea care... Da, rachete parcă erau. Bombe, rachete, cum... Mai se numea, nu mai știu. Deci câte tipuri, deci câte tipuri de șerpi sunt. Prea ușor. Deci, dragi prieteni, prea ușor, 75.450. Atât de ușor. Să vină ceva mai greu. Trei, patru, gata. Încă unul. Mai veni ceva? A venit iarăși scriitori. Ha. Gata. Asta ce... O să vedem, dragi, pe ce putere are acest tip. Viteză! Are viteză! Mamă! Și nu e greu de luptat cu el. Și nici nu ia viață, ca să ziceți că ia viață. Atât de ușor. Atât de ușor. O grămadă vin. Și tot nu reușesc. Hai, veniți cât mai mulți. Cât mai mulți. Cât de ușor, dragi prieteni, cât de ușor poate să fie acest meci. Hm.
nu aproape toți au murit, nu aici. Ce știu că în acele cutii erau niște arme sau bani sau să-ți refaci viața. Văd că veni iarăși dragonul ăsta de gheață. Gata. Ah, aici am avut ghinion. Ce ghinion am avut aici? Cât ghinion am avut aici cu șocul? Cu dragonul că mă îngheța. Aici era bani. Treaba cea mai mare. Și, dragi prieteni, arma așa pe ăla cu creastă. Eu m-am văzut șef cu creastă. Deci, dragi prieteni, cât și tot nu fac față. A, gata, se sătură dragonul nostru să mai arunce cu gheață. Acum a venit la schelet. Să vină câți mai mulți. Deci, dragi, de cât de ușor poate să fie acest meci. Să vină adversari mai puternici. Gata. Nu cred, Chen în persoană. Să vedem dacă... Oh, electroșoc. Nu știu că acest tip a furat puterile elementare. Mamă, dar greu. L-am bătut, cred. Da, l-am bătut. De câte mi-am aduc aminte. Dar se apără și bine. A făcut... Ce a făcut un abur? Oh, metal. Mamă, ce problemă mare ai, mici. Viteza. Asta știu că a furat toate puterile, tipul ăsta. Și tot n-a murit. Mamă, dar știam să ajung, nu glumă. Opa. Mamă, două vieți, aproape... Se râde. Iarăși a folosit electroșoc. L-am amorțit acolo. Și am câștigat bani. Între el. Deci, aceeași el. Degeaba. Degeaba cu vremea. Era tot la fel de ușor. Și am făcut în total 138.680. Și cu șerpii ăștia, cu șerpii ăștia nu au nicio putere să ne mă doboare. M-a rămas șarpe ăla, de final. Iarăși cu trapele. Se pare că a doua oră nu mai a fost același lucru. Voiam să mă lupt cu chestiile dacă se omoară. Mamă, ce... Deci, pe ăla l-am folosit pe post de momeală. Și pe ăla. Bum. Aveam ceva cu clopotul ăla. Este...
Tu schelet. Da, vin schelet, nu gluma. Ha, gata. Prea ușor. Vine o grăbadă, tot nu renunță. Ei nu știu să renunță, pe bune. Câți vă vine? Deci au început să se mulcească aici. Mamă! Asta ce putere avea? Sigur putere mare. Oh, câte bombe! Nu știu ce fel de putere are ăsta, văd că știu să mânie bombele. Ăsta cred că m-a omorât. Nu sunt convins, dar cred. Sau nu m-a omorât. Ba, m-a omorât! Aici am sfârșit eu. Din câte vedeți, acest tip chiar a reușit să mă distrugă. Se pare că nu am reușit să-l întâlnim pe acel tip musculos și și am pierdut în fața ăstuia, care era să-l distrugem. Și dragi prieteni, cam acesta a fost episodul de astăzi cu Lego Ninjago Tormenta. Dacă vreți să mai continuăm această serie, nu uitați să butonați butonul de like și subscribe. Ai, wow, cât am crescut aici. La 4 și dragi prieteni, dacă vreți să mai continuăm această serie din așa, cam acesta a fost videoclipul pe care l-am postat pe fostul canal cu fostul meu prieten, că practic acest videoclip l-am postat pe un alt canal. Și dați prieteni, dacă vreți să mai continuăm această serie din Lego Ninjago Tormenta, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Voi sunteți cei mai tari, noi ne vom revedea mâine cu un alt episod. Pa!